Suntem live, bună seara! Suntem la sesiunea Acum, Marea Schimbare de Paradigmă în Istoria Umanității. O să vă dau share la slide-uri și o să începem. Deci, această sesiune te invită să păsești, pășești în călătoria către o viață la care nici măcar nu ai visat până acum. Gândește diferit și trăiește mai bine. Agenda pe care am pregătit-o pentru voi este așa. Viața mult, mult, mult mai bună, împlinită, este posibilă. Noul mod de a găsi soluții și de a rezolva probleme pe care îl veți înțelege. Cine și ce ești tu? Cine ne guvernează, de fapt, potențialuri infinite și cine deține puterea? Din aceste puncte pe care le-am scris aici, aș vrea să vă rog să-mi spuneți care vi se pare cel mai interesant vouă. O să opresc acum puțin ecranul și aștept să-mi scrieți în chat ce vi se pare cel mai interesant. Definirea schimbării evoluției vă apreciez mult. Asta era, mulțumesc, Eugenia, la întrebarea de mai de demult. Puteți să-mi scrieți pe ecran între 1 și 6, punctul 1, punctul 5, care, Numărul 4 avem. Mai aștept că durează un pic până când ajung răspunsurile voastre la uh, mine. 1, 3, 4. Iată ce frumos, cât de, diferit, <laughs> cât de diferit suntem și cât de diferite sunt interesele noastre. 3. Deci avem de 2 ori 3 și de 2 ori 4. Ok, mai așteptăm. O să, mă, o să vă zic încă o dată, deci patru, cine ne guvernează de fapt și trei, cine, cine, cine și ce ești? Cred că aici sunt mai multe răspunsuri și mă bucur că avem aici mai multe răspunsuri pentru că acolo e esența din, din această prezentare, din această seară. O să vă dau iarăși share screen. Așa, deci, încă o dată, viața mult mai bună împlinită este posibil, noul mod de a găsi soluții și a rezolva probleme, cine și ce ești, cine ne guvernează potențialul infinite și cine deține puterea. În această sesiune ne-am propus împreună cu Anișoara să dăm cât mai mult astfel încât să înțelegeți de ce nu-ți iese ceva, de ce nu-ți mai iese ca înainte, de ce te chinui și ce să faci, evident, ca să-ți iasă? Schimbarea este iminentă, după cum ați spus și voi în comentarii. Ideea este că acest val al schimbării, pe care îl vedeți pe ecran, ca un val fizic, dar, mă rog, este valul schimbării. Vine, cu bune curele, cu distrugeri, cu oportunități, cu toate cele. Ce ne dorim noi aici, de la membrii comunității BBFree, este să fim pe val și să nu. Ne băgăm sub el și să nu ne sfărâme, să nu ne doboare. Iar această sesiune este despre a merge către a fi pe val. Atenție! Odată ce ai pășit în această călătorie, în această seară, nu te mai poți întoarce. Ascultă numai dacă vrei să mergi către viața, viața trăită în ușurință și împlinită. Căci odată ce vezi și ce auzi ceva, nu mai poți să dai înapoi, nu mai poți să pretinzi că n-ai auzit, că n-ai știut, că nu vezi. Nu te mai poți întoarce să trăiești ignorând faptul că puterea este în tine. Am dat un pic de putere, la final o să înțelegeți mai mult. Cum e cu această mare schimbare de paradigmă? Păi, imediat o să aflați. Vreau să vă spun că această sesiune este construită și împreună cu Anișoara Preda, deși eu o livrez eu mai mult deși are și ea intervențiile ei în această seară. Împreună am gândit această sesiune. Misiunea noastră este să trezim sufletele la viața frumoasă, la adevărata libertate, pe care o să o înțelegeți un pic mai diferit și mai profund și mai altfel în această seară. Și împreună am construit mișcarea Be, you Be Free pe care am început o în anul 1900, în anul 2019, pardon, avem deja cu toți speakerii care au fost în cadrul evenimentelor Bibifree peste 500 de ani de expertiză cumulată. Aveam în pandemie am făcut un eveniment online la care au participat 39.000 de participanți. Impactul nostru a ajuns la peste 100.000 de, de oameni și sunt cam peste 3.000 de vieți schimbate. Ne dorim ca uh, cei care sunteți astăzi cu noi să fiți uh, și voi să vă adăugați, dacă nu sunteți deja, în această cifră de 3.000 de vieți schimbate. Anișoara și cu mine am făcut, am uh, scris o carte uh, care se numește Iluzia libertății și puterea invizibilă. Nu e despre carte, workshop-ul îl găsiți pe Amazon dacă o vreți. A devenit bestseller pe Amazon la câteva zile după ce am lansat-o. Eu mai scrisesem un bestseller, inițial s-a numit și, mă rog, a fost scurtătură către succesul în business, după care am refăcut toată cartea către Business Unlimited sau Afaceri fără limită. Nu vă spun aceste lucruri ca să ne dăm marca sau ca să ne poziționăm, ci atenție la detaliile care urmează acum. Cartea pe care am scris-o cu Anișoara, Iluzia libertății și puterea invizibilă, am scris-o împreună într-o lună. Cartea pe care am scris-o de business a durat un an, și după aceea, încă un an a durat să um, o refac, sau mă rog, să o reconstruiesc într-o altă carte care e colecția acum întreagă, Business Unlimited. Și în condițiile în care uh, cartea de business uh, am scris-o cu o echipă de 10 oameni, background-ul meu fiind de business, deci eu toată viața mea asta am făcut, am studiat business, predau business, uh, fac business, am avut diverse companii. Uh, și am avut echipă care m-a ajutat să scriu aceste cărți. Cartea pe care am scris-o cu anișoara, am scris-o doar eu cu anișoara. Așa. Din voleu. Rețineți această informație, pentru că o să revenim la ea. Încă o informație importantă și uitați-vă la uh, date. Sunt încă două slide-uri cu date uh, și o să vedeți de ce sunt atât de precisă cu aceste date. În ianuarie 2019, probabil că unii știți, m-am despărțit de fostul meu partener de viață după 12 ani împreună, cu o suferință foarte mare și, mă rog, și cu un copil de 9 ani, în condițiile în care businessul nu mai mergea, pentru că eram tăvălită la fund cu emoțiile și cu. nu mai puteam, nu mai aveam energie, nu mai aveam chef de viață, nu mai aveam putere de muncă, nu mai puteam să fac nimic. Clienții nu mai aveam la business. Și, practic, m-am trezit în ianuarie 2019 că trebuie să plec din casa pe care o închiriasem împreună cu fostul. Fiecare își închiria ceva separat și nu aveam niciun venit. Nu puteam să mă angajez că sunt antreprenori din 2003, 2003, deci nu prea mă angaja nimeni. Nu aveam niciun pic de cash și mă întrebam ce fac eu și cum pot să îi dau viața pe care mi-o doresc copilului meu. Suferința a fost atât de mare încât am mers către Anișoara, care fusese în programele mele de business, și i-am cerut ajutorul, că, mă rog, Eu o poveste lungă. Am văzut că ea are altceva, ea abordează altfel lucrurile, ea în două luni și-a crescut businessul cu 50%. Zâmbitoare la două luni după ce am murit soțul ei Deci au fost niște chestii care nu, nu aveau niciun sens pentru mine și Dar le vroiam, evident Și m-am dus la ea, m-a susținut, m-a ajutat să ies din gaura în care eram Că singur n-ai nicio șansă când ești într-o gaură mare Afundat în nămol până, nu la glezne, până, până la cap N-ai cum să ieși Și am făcut exact ce mi-a spus ea Era atât de mare sperință acolo cum n-aveam de ales și um, într-o zi, pur și simplu, așa mi-a venit mie să mă duc cu Sebastian, să-l duc pe Sebastian, băiatul meu, la școală, pe un alt drum. Și pe acest drum am văzut această casă, cu un panou de vânzare. Uh, era în iunie 2019. Atenție! N-aveam venit, n-aveam niciun ban în bancă și nu știam de unde să-mi plătesc chiria. Și eu am zis atunci, am decis și am zis, asta e casa mea. Așa. Nu mă gândisem să cumpăr casă. Eu mă gândeam dacă să mă duc în România, dacă să rămân la Londra. Îmi făceam tot felul de calcule și nu mi-așau de nicicum, că nu era, nu aveam banii necesari să, să, să susțin viața nici, o, nici colo, nici dincolo. Și a venit agentul cu. Nu, am sunat agentul, a venit cu uh, trei broșuri, asta, încă o casă, tot în zona respectivă, și una puțin mai încolo. Am văzut a doua casă și am zis a treia, eu nu mai văd pentru că eu o cumpăr pasta. Am, am făcut oferta am, am, și deja, în decembrie 2019, deci în același an, am primit cheile la casă. Uh, iar așa arată casa în 2023. Atenție, n-aveam bani și n-am avut bani. Nici să um, dezvolt casa. Când m-am apucat să construiesc bucățica asta, extensia asta, nu aveam niciun ban în bancă. Aveam bani cei drept între timp făcuse, îi aveam în investiții, dar pe care nu i scoteam de acolo. Am primit un grant, deci o bani gratis de la Guvernul Marii Britanii să-mi izolez casa, să-mi să pun poliester pe deasupra, mă rog. Și așa casa asta a făcut așa de frumos, în afară de bucața asta, a fost făcută pe banii Guvernului, pentru care nu mă calificam să-i primesc. Dar eu când am completat formularul în internet am zis, da, 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 te califici acolo, da, da, da. Nu mi-au cerut niciun act, că dacă îmi cereau act, nu puteam să le dovedesc și m-am trezit că mă sună, hai să-ți facem izolația. Cam așa se întâmplă lucrurile, iar mașina pe care o vedeți aici este o mașină pe care am cumpărat-o împreună cu prietenul meu și pe care o visasem cu câțiva ani în urmă. Nu mi-am dorit niciodată Mercedes mare, Jeep, pur și simplu a apărut în acel vis, și exact această mașină e, acum e în fața casei mele. De ce vă spun toate acestea? Pentru că se pot realiza miracole. Nu oricum, și în această sesiune veți înțelege mult mai mult și din această zonă de, de miracole și de, de schimbarea, de fapt, potențialului de viață pe care urmează să, să o explice Anișoara foarte, foarte bine. Iarăși, uitați-vă la date. 6 august 2020. M-am întors după o vară de nebunie în, din România. M-am întors la Londra, și am zis, eu vreau o relație serioasă, să fie din Londra, și aveam vreo 50 de liniuțe pe uh, un caiet pe care scrisesem cu tot ce îmi doream eu de la omul, de, de la bărbatul pe care vreau, cu care vreau să fiu. Oamenii îmi ziceau, ești nebună, cum să ai atât de multe dorințe și să ți le și îndeplinești pe toate? În 14 august 2020 eram în izolare la mine acasă, câte zile au trecut din 6 până în 14? 8 zile, l-am întâlnit pe acest bărbat care îndeplinea toate acele criterii, mai puțin două pe care ulterior l-am îndeplinit și pe acelea. Și acest bărbat este și astăzi cu mine, sunt în casa lui acum aici, iar poza este din august 2024, în vacanța în vara asta. Cum de este posibil? Stați cu noi în această seară să înțelegeți cum. Totul e pe repede înainte acum. Pentru unii e copleșitor, e multă simt presiune că trebuie să facă, să rezolve, să tot apar diverse probleme, dar vestea bună este că progresul și evoluția accelerate sunt acum posibile. Nu cred ca fi realizat acest toate pe care vi le-am spus acum că sunt normal ca și voi ca și oricine. N-aș fi realizat toate lucrurile acestea dacă um, această situație ar fi fost acum 10 ani pentru mine. Este un moment istoric cu multe, multe schimbări acum și unele sunt fundamentale pentru viața omului. Iar această sesiune este despre una din aceste schimbări. Vorbim de evoluția omului până acum și, mai ales ce ne oferă aceste timpuri pentru evoluția următoare, accelerată. Și acum te întreb, drag om care ești cu mine, cauți adevărul? Iar aici răspunsul e da sau nu. Și te rog să scrii pe ecran dacă e da sau e nu. Sau poți să ridici o mânuță, pe unii dintre voi vă, vă și văd. văd. Văd câteva dauri. Și vă mulțumesc că sunteți cu mine. Um, ok. Uh, lumea vorbește multe și internetul e plin. Plin de informații care se bat cap în cap, prinde oa, se întâmplă aia, se întâmplă aia și nu se întâmplă. Uh, Hei, Felicia, nu știu ce-mi faci. A, ce mișto! <laughs> Felicia a scris da pe ecran. Nici nu știam că poți să faci chestia asta. Super, mersi! <laughs> uh, ideea e că e foarte greu de selectat adevărul în Toată minciuna asta, să mă rog, în toată informația care există, pur și simplu nu știi ce e adevărat și ce e minciună. Ești de acord cu mine? Iarăși, un, un da, dacă sunteți de acord cu mine, sau un thumbs up, un. Da, super. Anișoara și cu mine în această seară ne exprimăm adevărul la care am ajuns noi. Și pe unii v-am invitat și știu că ați venit aici pentru că am insistat și am zis, am avut niște ahauri în această vară pe care urmează să le spunem în această, în această seară. <laughs> da, aulă și acum rămânem cu daul ăsta pe ecran, eu nu știu ce să-i fac. Felicia, poți să-l ștergi? <laughs> că eu nu știu ce să-i fac. Um, deci, um, sunt foarte multe... Ah, mersi! Sunt foarte multe noțiuni, elemente pe care le vom atinge în această seară. Unele sunt cunoscute pentru unii, evident, și pentru alții sunt noi. Doar că sensul și legătura este una nouă între diversele elemente. Deci, indiferent cât știi, e clar că dacă ești aici, ceva îți lipsește. Așa că urmărește până la final, căci vei avea multe surprize. Deci, dacă vrei să obții maxim din această sesiune și se pare că deja uh, unii dintre voi sunteți acolo, participați vă rog activ. Exact cum a fost până acum. La da, te întreb ceva, răspunde. Uh, oprește întreruperile dacă ai telefonul, pune-l pe silent sau mă rog, închide uh, ușa la cameră dacă ai alții în casă. Uh, ia notițe și ai răbdare pentru că sigur vei auzi ceva ce nu știi. Uh, Ia, ce, nu, sigur vei auzi ceva ce știi, dar acum merge la, la un alt nivel de detaliu pe care cel mai probabil uh, foarte puțin sau deloc uh, nu-l cunosc. Uh, mergem la o altă înțelegere chiar. Și, știi, vorba aia, știi ce știi, dar nu știi ce nu știi. Uh, acum, pentru voi, întrebare, și vă rog să-mi scrieți încet, cam uh, ce te împiedică acum? ce te doare, unde simți că ești blocat sau blocată, care e suferința pe care o ai acum, ce e în sufletul tău, ce ai vrea să prezolvi? ce dorință sau vis neîmplinite ai. Vă rog să le scrieți acum în, în chat, că de aici pornim, Sistemul în care am intrat din Germania. Deci bănesc că asta te supără. Vă rog să vă țineți microfoanele pe mute. Să vă închideți microfoanele. Um. Ok, mulțumesc Celestino că ne spui. Hai să vedem, știu că durează un pic până scrieți. Acum sunt în șomaj, îmi caut de lucru în Viena. Mulțumim Aurora. Libertate fizică afară de matrix financiară. Îmi doresc să-mi îmbunătățesc viața pe toate planurile. Am pornit spre jobul care mi se pare potrivit cel mai bine, dar sunt la jumătatea drumului și parcă nu mai progresez sau nu mă îndrept spre ceea ce îmi doresc. Bani, viață privată, partener, sănătate. Vreau să fiu liberă financiar. Parcă mă ține ceva un blocaj emoțional din cauza unei relații nepotrivite vreau echilibru știu că merit mai mult știu că fiecare celulă cu fiecare celulă corpului meu partener deci în principiu sunt chestiuni de job carieră bani relații și blocaj pe care îl simți, dar nu știi să-l identifici. Cam asta sunt până acum. Dezamăgire în legătură cu sănătatea mea. Nu-mi găsesc liniștea sufletească. Dezvoltarea unei afaceri. Libertate financiară și o relație serioasă. Încredere. Mișto că ai identificat că ai nevoie de încredere, că îți dorești încredere. Uh, super! Vă invit acum la un, la un mic joc și vă rog să vă imaginați cam cum ar fi viața fără aceste lucruri care, care vă dor și care vă blochează. Pur și simplu ați depășit blocajul, ați depășit durerea și mergeți înainte. Cam cum este viața acum? Și iarăși vă invit să ne comunicați în, în chat. Trebuie mai citesc. Mă simt neapreciată, respectată, am nevoie de mai mulți bani, libertate financiară, echilibru în viață, dar totdeauna vreau să înțeleg spre ce ne îndreptăm și unde merge această lume. Vreau să mă cunosc mai bine, să-mi găsesc puterea, frumos. Întrebare, ce facem dacă nici nu-mi pot imagina? <laughs> păi înseamnă că ai un blocaj la a avea claritate, în primul rând, la ce dorești și la a putea să-ți imaginezi cum arată viața ta. Deci tu, dacă nu poți să-ți imaginezi, înseamnă că nu știi cum vrei să arate viața ta. Și înseamnă că nu ești sigură pe ceea ce îți dorești. Sau <laughs> ce vrei, ce prag vrei să treci, unde vrei să ajungi dincolo de pragul respectiv. Um... Ok, și acum vin comentarii să termin casa până vine frigul și relații bune cu copiii. Doresc prosperitate, să dezvolt o afacere cu produse cosmetice. Echilibrată aș fi eu. Uh, be you, be free. <laughs> be me, be free. Ușoară, în bucurie, pace, creativă, flexibilă, împlinire. Uh, sper că dezamăgirea pentru sănătate este ce era înainte. Sunt în situația unui burnout la muncă, aș vrea să-mi utilizez potențialul și să, să muncesc ceva care să-mi placă. Să-mi asigur un trai decent și relația în care uh, mă aflu nu mă ajută. Uh, viață mai lină, fără stres. Aș dori să pot să învăț limba germană, să-mi găsesc un job, siguranță, încredere. Doresc o viață mai ușoară. Stabilitate financiară este dincolo precum și liniștea. Libertate de plină împlinire sufletească. Super, ați, ați scris mai multe părțile pe care, care vă dor decât cum ar fi viața fără acel blocaj, acel obstacol, acel ceva care te doare, te supără acum. Eu vă invit acum să vă imaginați că trăiți viața pe care Sufletul o dorește, care are sens, vorbesc la tine singular, care are sens pentru tine, care te împlinește. Te simți! împlinită în relațiile tale de familie. Simți bucuria familiei, bucuria la locul de muncă și sau în business. Abia aștept să ajungi la birou, îți place ce faci, te reprezintă. Viața ta este prosperă și îți îndeplinești permanent nevoile, dorințele cu ușurință. Ai energie, ai chef de viață, abia aștepți o nouă zi, ești sănătos sau sănătoasă. Te simți bine în pielea ta. Te bucuri de fiecare clipă. Imaginați-vă Ioana, dacă nu știi ce să-ți imaginezi, imaginează-ți ceva de, de pe această listă. Pentru că știți cum e. Gândul se duce, sentimentul se duce către ceea ce ne dorim și ajungem să să obținem. Da? Deci, în primul rând, imaginăm și creăm în, în gândul nostru, în mintea noastră și după aceea se și concretizează. Majoritatea oamenilor, vor ca viața lor să fie diferită, ca oamenii să se poarte diferit cu ei, să nu mai existe în lume oameni proști sau ignoranți sau egoiști sau cum completează tu aici. Ne simțiți, te pari sfioși, cum, ce nu-ți place ție la oameni. Vor ca alții să rezolve probleme, să repare ce e stricat și prea puțini însă acceptă să facă ceva pentru schimbare, ei însăși. Iar din acei puțini care fac ceva, și mai puțini um, obțin ceea ce își doresc. Întrebarea de ce? Răspunsul e simplu. Pentru că cu gând, fac cu gândirea veche, cu instrumente care nu mai funcționează, unele n-au funcționat niciodată pentru ei, unele nu mai funcționează, uh, și în moduri care nu mai are sens. Tocmai ați înțeles și ați spus și voi că lumea se schimbă și e nevoie de altceva. Ideea e că, na, fiecare doar atâta știe că dacă ar ști și ar putea să facă mai mult, evident că toată lumea ar face, dar de-aia sunteți aici, că încă mai sunt niște piese lipsă. Ideea e că trebuie să înțelegi că trăiești acum viața pe care ai gândit-o și ai construit-o tu. Pentru viață mai bună, evident, schimbarea este în tine. E nevoie să schimbi ceva în interiorul tău. E nevoie să mergi la un alt nevoi, nivel de înțelegere. Și Exact asta facem acum, în această seară. Deci, întorcându-ne și continuăm după aceea, nu ne oprim doar în această seară, deja știți lucrul ăsta. Acum, uitându-ne la care este această mare schimbare de paradigmă, răspunsul e foarte simplu. Ești mult mai mult decât credeai că ești. Și o să-mi o, păi, mare scofală. E, în sesiunea asta dezbatem și vedem ce înseamnă lucrul ăsta. Oameni, mulți oameni se uită în oglindă și zic, a, păi sunt ce văd în oglindă, adică corpul fizic. Unii mai au înțelegere că există și o minte conștientă, subconștientă, care e cumva softul care brulează în calculatorul creierului. Unii sunt conștienți că există și emoții, unii sunt conștienți chiar de emoțiile lor. Da? Pe lângă aceste trei elemente pe care cumva toată lumea le înțelege, mai există și Suflet și mai există și Spirit. Da? Ce cu ele și ce ne ajută să înțelegem și de ce vrem să le înțelegem, o să vedem în această seară. În Be you Be Free, în mișcarea de trezire a românilor către libertatea adevărată, Be you Be Free, anișoara și cu mine vă, vă, vă ghidăm, având în vedere toate aceste elemente. De fapt, ființa întreagă. Sunt mulți oameni care vorbesc de ființa întreagă, dar. Nu se referă la toate aceste elemente, ci mulți se referă doar la corp și minte și emoții, ca acolo e cel mai cunoscut. Foarte puțini se referă și la suflet și la spirit și mai ales și mai puțini înțeleg de fapt ce cu sufletul, cu eu, spiritul și de ce e atât de important pentru noi să, să ne împrietenim cu ele. Iar în această sesiune o să înțelegi de fapt ce înseamnă pentru tine această ființă întreagă cu toate aceste elemente pe care le-am descris acum. Așa că cine are o problemă sau dorește mai mult de la viață și bănesc că sunteți toți, atenție la ce urmează. Majoritatea oamenilor se focusează pe rezolvarea unei probleme. Problema care îl bate, îl roade problema actuală, de actualitate pentru el. Rezolvă problema respectivă și apare alta. Și o rezolvă și pe aia și apare și alta. Pentru că, de fapt, se focusează pe problemă în loc să se focuseze pe el, pe sinele lui, pe interiorul lui. În momentul în care te focusezi pe tine, problemele, de fapt nu, nu doar că te focusezi pe tine, dar faci și ce urmează să discutăm aici, problemele devin trepte de evoluție. Nu mai le vezi ca probleme, ci le vezi ca pe o situație, mă, nu te mai deranjează, nu te mai dezamăgește, nu te mai roade, nu te mai enervezi, nu te mai frustrezi. Ok, s-a întâmplat ceva ce nu-mi place, bun, ce învăț de aici, ce am de făcut, merg mai departe și am mers pe nivelul următor de evoluție și de progres. Noua abordare a problemelor Uh, viața îți aduce probleme. Una alta, uh, tocmai pentru că nu te focusezi pe evoluția ta și uh, te preocupă doar rezolvarea problemei. Deci ce se întâmplă este că omenirea așa a fost până acum și gândirea, uh, rezolv problema, adică pun un plasture. Rana rămâne de desubt, dar eu pun plasture și nu mă mai doare, nu mai văd, pot să ies afară sau în apă sau nu știu ce, că e acolo de desubt și pot să rezolv așa iau nurofen când mă doare capul, dar nu mă uit, dar de ce mă doare capul? Acum este extrem de important să cauți și să găsești și să rezolvi rădăcină. Și stai cu noi că mergem în mai mult detaliu decât atât. Am observat foarte mulți oameni, de fapt majoritatea oamenilor, încă mai caută soluții cu mintea, ca și până acum. Am fost și eu acolo, sunt um, om de business, am MBA um, în finanțe, sunt om care calculează cu logică, cu structură și cu minte. Așa am ajuns până unde am ajuns, așa am reușit să îmi construiesc o viață care a fost frumoasă și, și mi-a mi plăcut, pe care am iubit-o. Doar că atunci când s-au înnecat toate corobile, când am zis în ianuarie 2019, a trebuit să mă duc în altă parte, că simțeam, vedeam că nu se mai poate rezolva cum știam eu până atunci cu mintea. Și norocul meu că am întâlnit-o pe Anișoara, care uh, este alături de noi și urmează să ne dea câteva explicații absolut cheie. Uh, deci, oamenii vor să înțeleagă totul, dar dacă te uiți în jur și ești sincer cu tine, o să vezi că sunt din ce în ce mai multe lucruri pe care le vezi, le simți, le trăiești, se întâmplă și pe care nu le mai poți explica. E un motiv pentru asta. De acum mergem în lumea nevăzută. Rămânem și cu creierul, și cu mintea, și cu tot ce vedem și simțim și palpăm, și în plus deschidem ușa către lumea nevăzută, și care poate doar fi experimentată, simțită, percepută, evident, altfel, dar nu cu mintea, că n-ai cum. Vestea bună este că există soluții. Soluțiile, evident, sunt altfel, și foarte important este că soluția valabilă pentru toți nu mai există. Pentru că fiecare om este la sta, în stadiul lui de evoluție, de înțelegere, de abilități, de viață, de fiecare unde a ajuns. E, și atunci este nevoie de acțiuni și instrumente diferite în funcție de unde ești tu acum. Uh, noi avem soluție pentru fiecare. Avem peste 50 de programe, sesiuni speciale în, în B.U.B. Free. Unele sunt live, unele sunt înregistrate. Uh, dar nu le oferim în această seară. Nu oferim niciuna dintre ele pentru că nu știm unde sunteți și pentru că nu, nu se poate ca toți de aici să mergeți într-un într anumit program, pentru că nu este la fel de relevant și pentru unii poate chiar nu e relevant deloc. Și atunci cum găsești soluția? Este cel mai important inițial să înțelegi înainte de toate, unde ești tu. Ce ai și ce nu ai de ce anumite tehnici, metode la tine nu funcționează, deși la alții funcționează. Mai ales ce ți-au recomandat prieteni, colegi, oameni în care ai încredere, îi vezi pe ei că, mamă, ce miștoie e să rezolve un alt, și la tine pff, nimic. De ce nu încă nu poți manifesta? De ce alții obțin cu ușurință și tu încă nu? ce are cel mai mult sens pentru tine să faci acum. E, dacă nu înțelegi toate lucrurile astea și te-a să faci o meditație, o afirmație, un, o terapie de nu știu care, o faci, îți pierzi timp, bani, poate să funcționeze, nu zic, nu? Dar de cel mai multe ori nu funcționează, pentru că nu este ceea ce îți trebuie ție. Că tu ești la nivelul la care ești în evoluția ta unde ești. De aceea, ce am construit împreună cu Anișoara este programul cu ușurință înainte. Și în acest program înțelegi exact unde ești. Deci, deci te, te, luăm și ți explicăm, îți explicăm, îți, arătăm o hartă a evoluției, a progresului, astfel încât tu să zici punctual, ok, aici sunt aici, aici sunt aici, aici fac asta aici și înțelegi um, de ce nu ți ies anumite lucruri, înțelegi bucățica care e potrivită pentru tine și pe care o făceai și bucățica care nu e potrivită și pe care trebuie să o înlocuiești cu aceea și înțelegi cu ce să o înlocuiești. După care, dacă vrei, poți să vii în programele noastre și atunci de-abia poți să știi ce are sens pentru tine din programele Bibifree. Deci, practic, în acest program îți alegi drumul tău care e unic ție spre ce îți dorești și, evident, care are sens pentru tine. Sunt patru sesiuni, le facem de miercuri seara între ora 8 și 10 ora României. Începem exact peste o săptămână, deci în 25 septembrie și durează patru săptămâni. O să-l avem și on demand pe platformă, adică odată ce îl livrăm rămâne accesul, programului în platforma noastră și îl poți vedea timp de 30 de zile după ce se termină program, în timpul programului și încă 30 de zile după când vrei tu. O să avem și un grup de WhatsApp pentru acest program, deci comunicăm, dacă ai o întrebare, dacă înțelegi ceva, dacă nu înțelegi ceva, prin WhatsApp o să ai și teme, pe lucru. Acolo le discutăm. Programul noi considerăm că prețul corect pentru acest program este 197 de dolari și în această seară toți cei care sunteți cu noi o să aveți o ofertă specială de lansare și de faptul că sunteți cu noi rămâneți până la sfârșit. Informațiile le găsiți pe site-ul Free, după cum deja știți, la secțiunea programe. Dacă mergeți, îl găsiți sau tastați linkul cu ușurință înainte. Deci, ce am discutat până, până acum? Schimbarea este iminentă, nu poate fi oprită, nu poate fi evitată. Viața este mult mai bună, împlinită și este posibilă. Și tocmai v-am arătat câte minuni mi s-au întâmplat mie la vreo. cât au fost? Patru luni. După ce am lucrat cu Ani, nici măcar nu, că n-am început chiar de la început. La, la, vreo două luni după ce am început, după ce am lucrat cu Anișoara, au început să se deschidă porțile către aceste miracole și continuă inclusiv în ziua de astăzi. Uh, și nu numai la mine, și la mulți alți participanți din programele noastre se întâmplă același lucru. Fiecare își rezolvă câte un alta și merg din, din, bine în mai bine. Mai au câte o sincopă, mai au câte o problemă, câte un blocaj, dar merg înainte, că na. ajungem și uh, de ce? Uh, soluțiile nu mai sunt doar cu mintea și rezolv rădăcina problemei. Are sens până acum ce am discutat uh, am atins doar conceptul de ființă întreagă, dar încă n-am intrat în detaliu acolo. Spuneți-mi dacă sunteți cu mine un thumbs up, un, uh, un comentariu în chat, uh, da sau nu Mă uit acum la voi Da Ok, super. Mă bucur că sunteți cu mine. Deci, ce urmează? <coughs> la cine ce ești? <laughs> ok, ești ființă întreagă, dar ce înseamnă și cum te impactează, urmează să discutăm. Cine ne guvernează de fapt potențialul infinite și cine deține puterea, urmează să le discutăm în continuare. Deci, întorcându-ne la această ființă întreagă, problema oamenilor, general valabilă, indiferent ce problemă ai, problema din spate, că nu ți îndeplinești un vis, că te blochezi, că nu ți iese nu știu ce, este că aceste cinci elemente pe care le-am le arătat mai devreme, fiecare trage în câte o direcție. Câteodată corespund direcțiile la două, la trei și atunci se întâmplă ceva pozitiv, Câteodată nu corespund direcțiile și trag fiecare într-o altă direcție, și atunci, evident, că nu are cum să se întâmple. De fapt, sunt conflicte între elemente. Și deja știți, exemplu, da, vrei bani, dar ai conflict în mintea ta că banii sunt ochiul dracului și tu nu vrei să fii ochiul dracului. Deci, e doar un, un exemplu. Conflictele sunt mult mai multe, mai variate și atenție, nu sunt la nivel de minte conștientă și subconștientă numai, sunt și la nivel de suflet. Cu alte cuvinte, să zicem, un antreprenor muncește, câștigă bani milioane și vrea să-și ia iaht. Și dacă tu, sufletul lui zice, tu nu ți iei iaht, poți să stai și cap și poți să muncești zi și noapte și poți să faci milioane și miliarde, că nu poți să-ți iei iaht, pentru că sufletul zice, fără iaht. Până când nu ajungi să vezi de ce sufletul zice fără iaht, ești cumva în întuneric. Deci problema este că aceste conflicte între elemente, evident, sunt nevăzute și neînțelese sau au fost neînțelese, pentru că acum deja mergem la nivelul la care se, se văd și se înțeleg aceste lucruri. Soluția este să te împrietenești cu fiecare element, acele cinci, și să aduci armonie între ele. Practic, să le faci să fie ca într-o orchestră, în care toată orchestra ca să cânte sau să, să sune frumos, evident că fiecare om de aici, fiecare instrument este în acord cu toate celelalte, în armonie cu toate celelalte și merg împreună. Ce se întâmplă în viețile oamenilor este datorat faptului că unul din aceste instrumente, dacă ne uităm la orchestră, mă rog, ne gândim la orchestră, este în contradictoriu, este în contratimp. Nu cântă sau cântă prost sau a răgușit instrumentul, da? <coughs> și. Unul e suficient să avem un singur instrument care să treagă într-o altă direcție și aia e. Blocajul apare, nu se întâmplă visul, se întâmplă problema de care tocmai ați vorbit mai devreme. Ca etape ale evoluției, dar sunt soluții, atenție, deci stați cu noi că ajungem și acolo. În mare, etape ale evoluției au fost inițial lucrul cu corpul, că asta s-a cunoscut, te în oglindă, eu sunt corpul, bun. Nutriție, hidratare, mișcare, chestii pe care toată lumea le știe. Dar majoritatea au făcut schimbări cu greu, au, au ținut un regim cu greu, au schimbat, au luat mâncare mai bună, sau așa, cu greu au fost aceste schimbări, și foarte, foarte mulți revin la niște obiceiuri și la niște, mă rog, <coughs> modalități de a trăi din punct de vedere corp care nu sunt benefice și de la care plecaser. Lucrul cu mintea minte zic gânduri, credințe, intenții, știți lucrurile astea, sunt efecte, dar majoritatea le obțin cu greutate și doar temporar. Iarăși, la un moment dat, schimb un comportament o săptămână, două, trei și la un moment dat tot zic la omul la care te enervează că nu mai poți. De ce? Pentru că majoritatea instrumentelor gen NLP, care e foarte cunoscut, sunt, au fost construite foarte bune și benefice, ca atât a fost la, până la momentul respectiv, dar au fost cumva ca să păcălești mintea, ca să dai la o parte bucata aia care te ținea în loc, să poți să mergi înainte, dar bucata aia doar o dă la o parte, deci pe aceea venea din urmă și ajungeai iarăși în problemă. Pe aceea au venit și alte cursuri, alte descoperiri, lucrul cu emoțiile. Și majoritatea cursurilor legate de emoții sunt în zona de gestionare a emoției. Ok, vezi care e emoția, unde o simți și te împrietenești cu ea. Dar ea tot rămâne acolo, deci nu o nu, nu, nu o nu elib, nu eliberezi cu totul, ci pur și simplu o bagi sub preș. Și o perioadă de timp funcționează. Dar acea emoție reapare în aceeași formă sau în forme diferite, depinde de metodele cu care lucrezi. Și ce se întâmplă este că acumulezi frustrare, furie și la un moment dat tot explodezi. Că, na, așa e natura omului. Deci, nu, nu zic, așa a fost, astea au fost etapele evoluției. Fiecare ce a făcut, a făcut minunat că a făcut până acum. Dar acum este momentul în care lucrăm cu sufletul. Și când lucrezi cu sufletul, se întâmplă transformarea și lucrurile în viață cu ușurință. Efectul transformării pe care dacă folosești instrumente BB-free care lucrează pe toate acestea considerând sau având să mă rog cu precădere în interiorul, dacă aș putea spune în energia sufletului sau cu energia sufletului, efectele sunt, sunt pe viață și rezultatele sunt instantanee. Deci nu te mai duci înapoi dacă ai, ai lucrat o emoție aia e, nu mai îți apare niciodată. Dacă ai lucrat o frică, nu-ți mai apare frica respectivă. Dacă ai lucrat un comportament, nu-ți mai apare niciodată acel comportament. Sper că ai înțeles. Aici suntem noi. Deci, programele Be, sunt în zona de lucru cu sufletul. Acum, cu ce venim în plus, este conexiunea cu Spiritul, cu Divinul, cu Sinele Divin, cu Sinele Superior, cu Universul, cu Creatorul, cu Sursa, cu cum vrei, cu Dumnezeu, cum vrei să-l numești. E, această conexiune se poate face în anumite feluri, să mă rog, sunt anumite etape ca să poți să ajungi să ai această conexiune. Într-un fel sau altul, cu toții am avut această conexiune sau avem, dar foarte puțin. Pe, pe o perioadă de timp foarte, foarte scurtă. E, ideea este să avem această conexiune în permanență, sau cât mai mult, cu cât, cu cât evoluăm, cu atât să avem această conexiune din ce în ce mai mult prezentă în, în viața noastră. Ce se întâmplă? Când te raportezi la tine ca și cum ai fi corp fizic, care are minte și emoții, de fapt, începi să ai un anumit control asupra vieții tale. Vă rog să închideți microfoanele. În sensul că lucrezi cu setare de obiective, de obiective, pardon, practici recunoș recunoștință sau schimb credințe, să mă rog, obții niște lucruri. Dar rezultatele sunt destul de mici comparativ cu efortul depus, cu timpul și toată energia pe care o pui acolo. Mergi la cursuri, consum materiale, informații, dar înaintezi ca și cum ai înainta cu frâna de mână trasă. În anumite are ale vieții, nu în toate, pentru că în unele fiecare rezolvă și reușește ceva în anumite are, dar uh, are altele în care uh, se chinuie și se împodmălește. Și mai devreme sau mai târziu, tot apare starea de nemulțumire și cei mai mulți nu înțeleg această stare. Se, au fost câteva răspunsuri aici, da? Simt că e ceva, nu sunt mulțumită, nu sunt liniștită, nu-mi place, da? dar nu știu ce. Nemulțumirea pe care nu o înțelegi. Ai, când te raportezi la tine ca până acum, de fapt, trăiești în limitări. Te raportezi la tine cu limitări. De ce? Pentru că dacă tu ai cinci elemente și te uiți la tine ca, ca și cum ai avea doar trei elemente, adică corp, minte și emoții, evident că te limitezi la omul care are doar acele trei și nu ai deschidere la celelalte două, care, de fapt, acolo. Acum ele vin cu, mă rog, mult mai mulți oameni, le înțeleg, le explic, oameni de știință, și acolo este uh, potențialul de potențialuri infinite, acolo este potențialul de putere, de acolo vin toate cele miracolele, minunățile pe care ni le dorim. Uh, deci, dacă te raportezi la tine doar ca până acum, ca om, ceea ce se cunoștea și se știa, uh, trăiești în, în foarte multe limitări, în constrângeri, și alții îți influențează viața ta. Noi cum, pur și simplu, să trăiești la potențialul tău maxim? Și tot apar situații care nu-ți plac. Rezolv una, vine alta. Majoritatea oamenilor ajung la chinuială, mm. durere, suferință, boală, că unii își dau seama, unii nici măcar nu-și dau seama că se obișnuiesc cu durerea și suferința și compromisul și drama și toate alea. Eh. Chiar dacă viața multor apare ok, de fapt ei nu trăiesc în întregul lor potențial și la un moment dat tot ajung la pierderi și la regrete și își pun întrebări. Vă rog să vă opriți microfoanele. Dacă nu le opriți voi, vi le opresc eu, doar că trebuie să mă opresc din. Așa, ni câteva exemple ca să aducem și în concret ce am spus. Are sens până acum? Da, nu. A ajuns mesajul la voi? Sunteți cu mine? Ce îmi scrieți, încet? Am niște dauri. Ok. Bun. Deci, exemple. Are o poziție super, duper de vârf de CEO sau de manager, managing director, VP, etc., în companie, în bancă, în organizație, dar nu are relație de cuplu. Sau, mă rog, nu are relație de X. Are business de succes, dar nu are timp pentru familie sau îl părăsește soția la un moment dat. Are câștiguri mari, dar. E bolnav și nu mai are energie, nu mai poate să se bucure de bani, dă și bani la doctor și pe medicamente și muncește casă de a dincolo. Um, are casă mare, dar are relații proaste cu părinții, cu frații, cu copiii și l-a mai părăsit și soția sau soțul. Um, merge în vacanță de 5 stele, super minunat, dar se simte singură și tristă. Chiar dacă e cu familia, chiar dacă e cu soțul. Uh, vi se par relevante aceste exemple? Iarăși, spuneți-mi da sau nu acum în, în chat. Aștept să văd dacă îmi spuneți da, reale. Ok. Pe de altă parte, vreau să vă dau și exemplele diferite, dincolo, opuse, da? Câteva așa din, din exemplele clienților noștri, din programele BioBeFree. A, de exemplu, era în România, a obținut job în Germania și s-a mutat după o lună de lucru într-unul din programele BB Free. Și și-a găsit și casă și în condițiile în care părea absolut misiunea imposibilă. Când mi-a zis asta, era cu lacrimi de, de, de bucurie și de entuziasm care a reușit să-și să găsească casa. Altcineva a vândut teren în condițiile în care, înainte de lucru cu noi, se chinuia de un an să vândă și nu avea pe nimeni interesat. Și nu, nu pentru că a crescut piața, că deja era cu ceva vreme, vreme în urmă, când piața era moartă. Um, a evitat, altcineva și-a închiriat al altcineva și-a găsit apartamente, că um, A evitat operație la inimă și a transformat relația cu soțul uh, de la despărțire, de la mergeau să se despartă, efectiv căutau actele de divorț la iubire și înțelegere și um, sunt foarte, foarte sudați acum ca și cuplu și asta nu este un exemplu, astea sunt N exemple în zona asta. Cineva ne-a spus după un program că are de, a primit comenzi de 1000 de euro online în condițiile în care se chinuia și nu reușea să vândă absolut nimic online. Um, relații de iubire, de respect, um, relații nouă, relații refăcute, reajustate um, Sunt foarte mulți care nu mai credeau că e posibil să aibă relație sau să-și îmbunătățească relația Și, și la în, în două, trei luni au mers de la total minus la total plus Relația iarăși cu copilul, cu mama, cu tata sunt extraordinare în Condițiile în care înainte se certau mai tot timpul Doar niște exemple de ce? Tocmai pentru că lucrează la nivel de suflet, lucrează la această ființă întreagă, considerând toate elementele ființei ce sunt. Evoluția actuală este diferită. Iarăși vreau să ne întoarcem puțin, pentru că e un element, un aspect foarte important pe care majoritatea oamenilor îl, îl înțeleg greșit. Oamenii cred că evoluție înseamnă doar progresul material al vieții și schimbă mașină, pun termopane, merg în vacanță că își permit, că au bani și completează tot cu ce e pe acolo. Ideea este că se agită și se chinuie ca să obțină acest progres. Sacrifică altceva, mult sacrifică relații pentru partea financiară, cu relații cu părinți, cu copii, cu partener, cu atât. Adică pentru partea financiară și sunt foarte mulțumit și satisfăcuți și, împlin, și se simt împliniți și se simt fericiți și se simt de succes pentru că au rezolvat acest progres al materiei financiar material. Dar, de acum încolo, progresul include și se extinde către ființa umană întreagă. Uh, pentru că tocmai am văzut mai devreme, degeaba ai casă dacă te părăsește iubitul sau soțul, degeaba ai bani de, eu știu, ce, dacă îi dai pe, te îmbolnăvești și te duci la doctor și îi dai pe doctor, etică. Dacă nu mergi pe ființa întreagă, tot apar tot felul de lucruri. Iarăși, hai să ne uităm puțin la ce înțelege societatea printr-un om normal. Tragi de tine să faci X, fiecare X-ul lui. Te chinui să faci X, să obții X. Pierzi timp, neeficient, nejustificat. Faci ce nu trebuie și îți dai seama doar după ce ai făcut că nu trebuia să faci respectivul task sau în modul în care l-ai făcut. Știi că nu e bine și tot faci. Prietenii îți spun oprește-te, nu fă. Familia îți spune nu fă aia și tot te arunci înainte și după aceea mai atât îți dai seama că ai greșit. Pur și simplu găsești soluții cu, cu greu. Și cauți adevărul, dar pur și simplu n-ai cum, nu știi să-l găsești, că e ascuns în minciună și minciunea e ascunsă în adevăr și sunt intercalate și așa. Uh, care este costul as unor acțiuni de acest gen? Cât costă în viața unui om, cât te costă pe tine că pierzi timp, de exemplu, nejustificat? Stai trei ore să cauți o informație pe care altul o găsește în trei secunde cât te costă să faci un, o propunere pentru un potențial client o săptămână și clientul să zică nu mulțumesc că am contractat pe altcineva. Timp pierduți care se reflectă în bani. Gândește-te, pune o sumă de bani pe toată chinuiala pe care o faci, pe lucrurile inutile pe care le faci, pe cât tragi de tine ca să obții ceea ce obții. Și dacă vrei, te invit să ne scrii în comentarii acum cam care consider că este costul pentru tine. Să trăiești viață normal, cum s-a trăit până acum, cum știm că se trăiește. Ca tot omul. Aștept să-mi scrieți un, un cost, vă că deja a trecut ceva timp. <călătă> cine îndrăznește? Care-i costul cu medicamentele, de exemplu? Cu doctorul? Care-i costul cu pierderea la bursă? Faci o investiție proastă, că astea sunt mai simplu de... Știi exact, am pus 10.000 de euro și am pierdut. Am primit un schem, m-a fraierit un cineva cu o investiție de 3.000 de euro sau 20.000 de euro. Ia uite, 900 de roni pe țigări. Exact, concret. Sănătate, bani, timp, relații. Da, spune cost. Suntem în, în schimbarea paradigmei, suntem în nouă paradigmă de viață, iar în această nouă paradigmă de viață avem nevoie de claritate. Pentru că știi ce se întâmplă dacă n-ai claritate? Tu zicea, mi-aș dori mai mulți bani și primești un leu și e mai mult decât avea ieri, dar nu despre asta e vorba. Tu vrei mai mulți bani ca să poți să faci anumite lucruri. Deci ai nevoie de claritate. Iar acum claritate este costul cât te costă viața neîmplinită. Uite, costul este viață parțial risipită neîmplinită. Pune o sumă de bani, o valoare pe viața trăită fără rost, neîmplinită, irosită. Ani de viață, relații, bani. Ok, cât costă în bani? <gânt> Ani de viață pierduți, relații pierdute, bani pierduți. Costul, timpul vieții tale care are valoare inestimabilă. Ok, începem să mergem către acolo. Bun. 10.000 de lei, prea mulți bani. Ți-e frică să-i scrii, ți-e frică și să-i să recunoști pentru tine. E greu de evaluat în bani. Un milion, șase de lire. Iată, fiecare are un alt cost, evident. Mulțumesc cei care ați interacționat cu mine și se vede spectrumul este foarte, foarte larg. Uh, și se vede că sunt mulți oameni care încă nu sunt dispuși să vadă adevărul, să se confrunte cu adevărul, să zică, da mă nene, toate chestiile astea m-au costat 10.000, 20.000, 100.000, 1 milion, cât fiecare. Uh, acum hai să ne ducem către omul conectat divin, Conectat cu Spiritul, cu sursa cu Dumnezeu, cu Sinele divin, cum vrei să numești. Acest om are chef de viață. Pur și simplu se bucură de fiecare clipă. E cu zâmbetul pe buze, îl vezi că e și acolo și dincolo, are oportunități, vede oportunități, vin oportunități către el, le ia, le face, le beneficiază de ele. Este inspirat, îi vin idei, este creativ. Îi apar sincronicități. Îți vine pur și simplu persoana sau ideea la problema respectivă așa. Și știi adevărul. Atunci când ești conectat, nu mai ai nevoie de mine, de anișoara sau de ăla sau de la să-ți spună care este adevărul, pentru că tu îl știi, îl simți în tine, îl percepi cu atâta siguranță și certitudine că știi că ăla este adevărul. Și acum vreau să te întreb, ok, care sunt beneficiile să ai aceste lucruri? Eu îți dau un exemplu de sincroni, sincronicități. Casa, de exemplu, că am trecut pe o altă stradă și am văzut casa și am zis, gata, e casa mea, a fost o sincronicitate. Nu aveam în intenție să-mi cumpăr casa atunci. Astăzi, de exemplu, eu am sincronicități foarte, foarte des acum, poate nu chiar în fiecare zi, dar foarte des, o dată la câteva zile. Astăzi, de exemplu, am un apartament în Londra, în Central London, iar aici guvernul este în bătălie mare, în război, cu cei care au apartamente și care le închiriază pe Airbnb. Nu vor să accepte, nu vor să lase oamenii, dar nici nu pot să zic că n-are voie nimeni niciodată. Și atunci te îngrădesc prin tot felul de acțiuni. Și ce fac este să le spună la agenții care gestionează clădirile din Central London, au în general managing agents care le gestionează, le spun, nu aveți voie cu Airbnb sau lăsați-o mai ușor sau nu-i lăsați pe cei care sunt acolo prin Airbnb. Și atunci ce fac agenții? Vin și informează pe proprietari și le spun, nu mai aveți voie să vă puneți chilocuri, adică acel, acea căsuță cu cod unde la cheia. Și e greu să faci Airbnb fără această căsuță, că trebuie să fim permanent acolo și na, nu, ești la noi în clădire s-a întâmplat asta exact la, mi se pare că 1 iunie sau ceva, au venit, au, au zis dacă nu, dacă mai este încă chilo până acolo, îți tăiem kilo și pa. eu am zis o să, ave, o să vezi mai devreme, puterea e la mine nu e la tine, eu sunt autoritatea mea asta vorbim la sfârșit, așa că eu decid pentru apartamentul meu, eu vreau să-l încheriez tu trebuie să da. găsești soluție și am găsit soluție să pun chilocul fix vis-a-vis deci, toată lumea era încântată, toți chiriașii îl găseau la fix, nicio problemă. Mă uitam eu din când în când și mă gândeam, dar de aici când o să le scoată? Am fost plecată o lună de zile, deci norocul meu că a fost bine, totul calm acolo. Eh, astăzi, am lăsat pe un guest, pe un oaspete să vină la ora două și ceva mai devreme. În normal e șase, ul și uh, mă sună, îmi, îmi trimite mesaj de acolo, nu găsesc chilocul, zic, oh, un tupit. <laughs> și uh, mă sună, zic, mă sună-mă să văd unde e să te direcționez, mă sună pe WhatsApp și, într-adevăr, nu mai era niciun chiloc acolo. Și femeia care făcea curățenie era în altă parte și, mă rog, eu eram la o oră departare de apartament și aveam și sesiunea, nu puteam să plec să până mă întorceam la... Și cât vorbeam cu el despre, zică, ok, deci e clar că a venit cineva, managing agent și l-a tăiat. Cât vorbeam cu el, a venit un puștiulică la el și îi zice, da, eu le-am tăiat. Și era cu mașina acolo, zice, ce, ce loc aveți? Le-am descris? Zice, ăsta e? Da. Dați-mi codul. Îi dăm codul, deschide, se potrivește, scoate cheia de acolo și îi dă guestului cheia. E o sincronicitate. Ei oricum le tăiau, mai devreme sau mai târziu, dar le-au tăiat fix când a venit chiriașul meu acolo și s-a potrivit astfel încât el să primească cheia, să-și ia apartamentul și tot e bine să, să, fie cu ușurință. Despre asta e vorba. Cu ușurință. Uh, și vreau să vă inspir. Am, am N povești de genul ăsta cu banii. Vai de mine, cu banii. Um, acum vreo Doi ani am plecat în Croația, și um, am cerut la Vodafone, aveam atunci telefonul de România, am cerut să-mi oprească abonamentul uh, în septembrie, dar ei l-au oprit când au vrut ei. Fix când am intrat în Croația, eu n-am mai avut uh, telefon și toate aplicațiile băncii la momentul respectiv, uh, nu puteai să intri în aplicația băncii online decât cu codul de pe telefon, nu puteai să faci plus decât cu codul de pe telefon și eu nu aveam telefon, deci nu aveam cum să, să primez niciun ban. Eram în vacanță și îmi trebuiau banii din cont. Ghici ce? Toată luna cât am stat atunci în vacanță, m-am putut conecta la toate aplicațiile băncilor, având bănci și în România, și în Marea Britanie, și în Statele Unite, la toate în același timp, fără ca nici una dintre ele să-mi ceară codul. O altă sincronicitate. Când am ajuns acasă, s-a rezolvat cu telefonul, așa au început iarăși să-mi ceară codul. Până atunci am putut să-mi accesez toți banii, să-mi fac toate plățile, fără absolut nicio problemă. Despre asta vorbim. Omul conectat așa trăiește. I se întâmplă pur și simplu. Este susținut de univers, de, de sursă, de creator, de divinitate, cum vrei tu. Astea sunt beneficiile omului conectat. Îți este ușor. Așa că întrebarea la mine este cum vrei să trăiești tu? De acum încolo. C ai înțeles cum e normalitatea, mele, și acum ai înțeles și altfel ce alegi. Și aștept în comentarii să-mi spui ce alegi. Aștept să-mi scrieți. Vreau să trăiesc ușor, fără efort și cu litere mari. Bravo, Dorina! Așa te vrem! <laughs> să trăiesc cu bucurie și ușurință. Evident, conectarea cu divinul. Aleg să fiu din ce în ce mai conectată. Oportunități. Aleg să fiu un om conectat de sigur. Este foarte important să scrieți acest lucru acum aici. Este intenția pe care o setați acum și ați făcut deja primul pas către acolo. Așa că scrieți scrie cei care vreți, evident, dacă vreți să rămâneți în normalitate, nu trebuie să scrieți nimic. Uh, să devin am conectat cu Divinul, să trăiesc cu grație, bucurie și ușurință. Conectarea, super! Cine vrea, evident, scrieți. Cine nu vrea? <laughs> și spuneți acum Universului, uh, spuneți-vă voi, vouă, în primul rând, uite, aleg să fiu conectat. Am luat decizia să fiu conectat sau conectată. vă, vă luați voi decizie pentru voi Comunicați Universului că ați luat această decizie și mergeți către acolo. E primul pas și e foarte important acest pas. Cum e cu normalitatea? E încă un exemplu. Da? Trafic, toată lumea e în trafic sau și mai rău, exact când te grăbești, atunci parcă vin toate mașinile și ți se bagă în față și se blochează. Și... Așa. E, când ești conectat, Mașinile pur și simplu se dau la o parte din fața ta. Una o ia în stânga, una o ia în dreapta. Deci, una... efectiv, am, am trăit această experiență de N ori. Când aveam nevoie, când mă grăbeam și aveam nevoie să ajung undeva, pur și simplu mașinile se dădeau la o parte din calea mea, că fiecare se ducea pe unde vroia. Uh, e, acum, hai să vedem puțin și din uh, uh, înțelepciunea Anișoarei, care ne uh, spune cum conectezi tu în tine aceste informații, aceste elemente și cum faci posibil să te manifeste ca noul om. Anișoara, ești cu noi? Sunt Ozaana și te-am ascultat. Bună tuturor! Uh, am ajuns la punctul la care aducem în prim plan orchestra pe care tu ai descris-o frumos puțin mai devreme, că omul nu este doar un instrument, ci este o orchestră, iar acum împreună descifrăm cum poți fi tu dirijorul orchestrei tale. Că de fapt, bună, bună tuturor! Suntem în acest punct în care pentru a fi conectat e nevoie să fii conectat ca și dirijorul propriei orchestre. Deci, practic, până aici am înțeles și Ozana a zugrăvit așa, foarte și frumos, și interesant, și inteligent, și din toate punctele de vedere, în modul cum ființa umană a fost până de curând înțeleasă, percepută, folosită de noi și ce avem noi de, de descifrat în continuare este modul cum această ființă întreagă, pentru fiecare dintre noi, ne ajută așa încât noi să putem înțelege, percepe viața dintr-o altă zonă interioară. Adică, nu așa cum am înțeles-o până în acest moment, nu cum am înțeles-o până ieri sau până azi dimineață, ci pur și simplu să începem să ne descifrăm în interior ce înseamnă această conexiune. Pentru cine a fost aseară, a fost o sesiune. În care am explicat cum e cu prezența divină. Sunt două ore, există această sesiune pentru cine vrea detalii uh, să fie în prezență, însă, din ea voi uh, extrage acele elemente care ne ajută acum să înțelegem. Omul nou sau omul care progresează sau omul care acum evoluează accelerat uh, este omul orice om poate, deci nu, nu, sunt anumiți oameni aleși, să spunem, nu, pentru că noi funcționăm, mecanismul de funcționare în fiecare om este același, ne diferențiază alegerile, adică cât de mult, cât de mult aleg eu să progresez, să evoluez și să fiu în acord cu, cu ceea ce se întâmplă și cu ceea ce se, se evoluează acum pe planetă, pe pământ, iar după ce am ales acest aspect, deci cât de mult îmi doresc, încep să cunosc mai mult despre mine raportat la această ființă întreagă. Adică cât de mult știu eu partea de fizic, cum este influențată de mintea mea, de emoțiile mele, cum lucrează ele împreună și unde apare sufletul și spiritul în această orchestră proprie. De ce este important să cunosc despre mine personal, fiecare despre el unde se află? Pentru că ăsta e punctul de start. De ce este important să știu punctul de start? Pentru că fără punctul de start nu pot să obțin efectul. Iar acum vă voi spune despre efect. Pentru că acest efect înseamnă cum omul nou poate beneficia de ușurință și cum anume se întâmplă în interior. Cum se întâmplă este că această conexiune cu. Conectare, conexiune, conștientizare că nu ești doar om și că ești și ființă divină, că ai suflet și spirit, se întâmplă în prima fază pur și simplu când tu intenționezi să trăiești în acest mod. Deci, pur și simplu intenționezi să-ți recunoști ființa întreagă, să recunoști că tu nu ești doar ce credeai tu că ești până de curând sau până înainte de sesiunea asta sau până când alegi tu, din momentul în care tu ai început să cunoști mai mult. Ei, din momentul în care recunoști, conștientizezi că ești această ființă întreagă care e conectată cu potențialul divin, adică cu sinele, cu spiritul. Spiritul ce e? Părticică de divinitate care este a tot creatoare, omnipotentă, omniprezentă. Deci avem conexiuni infinite, dar în momentul în care ai început să realizezi, să conștientizezi că ai aceste conexiuni în tine, încep să te situezi în interiorul tău pe un alt nivel. Ce fel de nivel? Nivel de încredere. Totalitatea ființei tale îți dă altă încredere. Încredere față de tine, încredere față de viață, încredere față de ce urmează. De ce? Pentru că ce urmează depinde de noi, depinde de tine, nu depinde de ce spun alții. Deci, a te conecta cu ființa întreagă, a conștientiza că ești parte din Creator, că tu ai capacitate de creație, că tu nu mai pot spune din momentul ăsta sunt victima, sunt neputinciosul, sunt cel care nu poate, sunt cel care nu are acces la abundență, sunt cel care nu are împlinire sfletească. De ce? Pentru că deja te-ai înscris pe calea ființei întregi. A recunoaște și a conștientiza că ești această ființă întreagă, din acest moment nu mai este ca și cum ai recunoaște, da, eu am doi ochi, căprui, să spunem, da? Deci când tu îți recunoști culoarea ochilor, nu mai poți spune, băi, nu știu ce culoare au ochii mei. Sau parcă erau albaștri, nu mai știu, stai să mă uit în oglindă. Deci este ceva evident. Până nu încep să vezi evidentul din ceea ce nu se vede. Deci eu am spus acum ceva ce pare nonsens. Dar până nu încep să vezi evidentul din ce nu se vede, nu poți accesa această ființă întreagă. Și de ce spun asta? Eu am o experiență de 16 ani și lucrez de 16 ani cu nevăzutul, cu ceea ce nu se vede. Ceea ce nu se vede este conexiunea cu mai multul din ce ne suntem noi și cu mai mult decât atât. Ceea ce nu se vede determină ceea ce se vede. Adică, dacă noi credem în continuare că viața noastră strict materială ne determină viitorul, suntem într-o mare limitare și într-o mare percepție eronată. De ce? Pentru că vedem doar ceea ce s-a creat până acum, ceea ce am reușit să creăm până acum în viețile noastre, utilizând parte din noi cu limitări atunci dacă doresc să mă înscriu în noua paradigmă, în noua schimbare de pe planetă, e nevoie să văd mai mult din ceea ce nu văd. Să cunosc mai mult din ceea ce încă nu cunosc, dar se află în mine, în fiecare dintre noi. Nu există divinitate mai multă sau mai puțină în Ion, în Vasile, în Maria, în Gheorghița. Nu, în toți dintre noi este la fel. Nu suntem diferențiați aici. Suntem la fel de puternici, la fel de potențiali, la fel de divini. Deci, asta e un nonsens, la fel de divin. Suntem identici în natura noastră divină. Sufletul diferă. De ce? Pentru că Sufletul e cel cu experiențele pe care le-a avut în vieți trecute și în viața asta, evident. Fiecare avem. Sufletul propriu cu experiențele lui și tocmai de aceea lucrarea care ne conduce către a ne conecta și a fi conectați cu partea de spirit din noi, cu potențialul sau cu șansa sau cu uh, puterea de a accesa potențialul pe care oricare dintre noi poate să-l schimbe în viața lui, are loc sau trecerea uh, se poate face doar prin propriul Suflet. De aceea, lucrările, programele, ceea ce noi descifrăm împreună și lucrăm pe, pe această platformă, împreună cu Ozana și cu cei care doresc, descifrează și vindecă și înțelege și transformă tot ce se poate la nivel de suflet, așa încât să poți accesa acest potențial infinit care este al Spiritului, care este al propriei Divinități și care se află în fiecare dintre voi. Mulțumim, Anișoara, pentru um, explicație. Cred că nu există un om care să poată să explice lucrurile astea mai bine decât tine. Și eu sunt foarte recunoscătoare Mulțumim. că ești, ești, ești ghidul meu, ești mentorul meu și m-ai pus pe picioare. Mulțumesc și eu, Hai să mergem mai departe cu ce mai v-am mai pregătit. Deci, mă rog, ideea e că oamenii caută, evident, unii știu, dar unii nu știu ce. Și cred că ați văzut când era vorba de întrebări că nu prea era claritate pe acolo. De fapt, toată lumea caută fix același lucru, cum a zis și Anișoara, conexiunea cu Divinul, doar că nimeni nu știe când s-a apucă de căutări, că, de fapt, asta caută. Legile Divine. E foarte important să înțelegem și să știm și să acceptăm că legile divine sunt cele care ne guvernează viața, cele care guvernează tot, tot. Tot, tot, tot ce se întâmplă aici. Indiferent că le cunoaștem sau nu, indiferent că le acceptăm sau nu, ele sunt și funcționează. Sunt mai presus decât legile create de om. Și din punctul meu de vedere, acum este o, o Partea din această nouă paradigmă de viață este că este pur și simplu adevărul meu și nu vreau să instig pe nimeni la nimic. Din punctul meu de vedere, atunci când îți guvernezi viața de către legile divine cu discernământ, cu claritate, legile făcute de om nu mai au nicio relevanță. Eu personal nu le respect, nu mă interesează, nu că nu respect, nu mă interesează de ele, pentru că mă interesează să fiu uh, conectată, onestă, uh, în acord, în armonie cu legile divine, care atâta timp cât sunt în acord cu legile divine, nu contează că merg mai repede cu mașina sau că parchez unde nu mai las să parchez, că n-am nicio treabă cu aia, ai e un regulament al altora. Și am ieșit din constrângerile create de purii și alții care vor să-mi pună restricții unde să merg, când să merg, ce să fac. Nu mai am treabă cu asta pentru că sunt direct conectată cu divinul, cu, cu, cu sursa și um, uh, regile divine sunt cele după care eu mă ghidez. E alegere proprie, nu vreau să vă instig să mergeți mai repede decât, decât, decât uh, viteza normală, acceptată, mă rog, legală, whatever. Nu-i toată lumea acolo, fiecare pe unde e. Sunt foarte multe informații despre legile Divine online, bănesc, știți, unii ați și citit, dar întrebarea este cum te raportezi la ele, cum faci să le aduci în viața ta, cum faci să, îți, să, le, să le lași pe ele să-ți ghideze acțiunile, deciziile, acțiunile și tot ceea ce faci. Aici intervenim noi, Anișoara și cu mine și cu programele Be Be Free, Noi te ghidăm să te împrietenești cu legile Divine și să nu mai ai nevoie de niciun ghid obiectivul nostru, prin toate programele pe care le facem, este să te ducem la nivelul la care tu ești conectat cu sinele divin, cu divinitatea, cu universul, cum le numești Dumnezeu, și pur și simplu, deja îți iei informația de la sursă. Nu mai e nevoie de noi. Acolo ne dorim noi să ajungem cu cât mai mulți dintre voi. Evident că drumul diferă de la om la om, de fiecare om de. De ce acum? deja știți dacă că sunt programe pe care le mai descărcăm din când în când în minte sau, mă rog, mai trebuie să actualizăm programul, programul din minte, așa cum actualizăm și softul de la telefon, de la calculator, etc. că la un moment dat nu mai merge. Dar este această poză pe care o vedeți pe ecran, este efectiv telefonul meu, pe care l-am schimbat înainte să merg în vacanță. Deci, așa arăta telefonul meu înainte cu trei luni înainte. Da? Și mi-am luat un, un nou telefon pentru că vreau să fac poze mișto cu telefonul ăsta în vacanță. Um, mergea, dar mai dădea un pic grateuri. Ideea este că eu mă obișnuisem cu acel telefon care mergea cum mergea. Și dacă nu plecam în vacanță, nu l-aș fi schimbat încă. Dar după ce am luat telefonul ăsta nou, care are super camere și super nu știu mai ce, că nu mă pricep la telefoane, este atât de mișto experiența cu noul telefon, pe, e atât de atât merge atât de lind, de frumos, e impecabil, e, e, mult, e același lucru, dar e mult mai mișto. N-am știut lucrul ăsta decât de-abia după ce l-am luat. Invitația mea către voi este să acceptați această upgradare. De ce acum, apropo de telefon și de upgradare, pentru că telefonul vechi nu mai merge. Nici modalitatea de gândire veche nu mai merge, nici, moda nici percepția vieții de cum era până acum nu mai merge și e nevoie să o lași și să te duci în noua uh, variantă, noua viață, unde ești ființa întreagă care are toate cele cinci elemente de care am tot discutat, care include. Sau, mă rog, include că întotdeauna, dar să, să înțelegi, să conștientizezi, să armonizezi relația și cu Sufletul și cu Spiritul și să te împrietenești cu toate cele cinci elemente. De aceea, acum, e moment istoric. Și știința deja explică. Sunt mulți oameni de știință care studiază lucrurile astea de foarte mult timp, unii au putut să le explice, unii mai mult, mai puțin, unii au fost opriți, unii au fost încurajați, în fine. Ideea este că Greg Braden acum este o voce. Și, din punct de vedere uh, genetic, spune el, uh, oamenii sunt produsul deciziilor trăiile și programelor străbunilor, adică cei la nivel de suflet. Și ceea ce oferă opțiuni limitate. Atât știe în zona, sau mă rog, s-a descoperit în zona în care este uh, Greg Braden, că este limitare. Dar noi venim și spunem, nu, nu este limitare pentru că pot să lucrezi acolo, să transform să rezolvi tot ce ai de rezolvat și <laughs> s ajuns să ajungi să armonizezi, de fapt, toate ca într-o orchestră. Un alt om de știință care e în zona, foarte interesant, foarte bine vorbesc și prezintă toți cei trei pe care i-am selectat acum, este Bruce Lipton care studiază epigenetica și care spune că putem mo modifica moștenirea genetică prin rescrierea cu informații noi la nivel de subconștient. Cu alte cuvinte, nu moștenești o celulă can cancerigenă sau de nu știu ce de la tata, mama sau etc. Sau chiar dacă moștenești poți să rescrii informația în și să n-ai cancer niciodată. Cam asta e ideea. Iar Joe Dispensa spune că pentru a avea multe opțiuni, pentru a fi cu adevărat liberi, E nevoie să te conectezi cu Sinele Divin. Doar așa poți să o faci. Deci, toate aceste informații puse cap la cap, sper că solidifică, dacă pot să, să spun așa, informația pe care am împărtășit-o Anișoara și cu mine în această sesiune. Cum e cu potențialurile infinite? Practic, toți ne putem schimba viața un pic. Oh Ce s-a întâmplat? dă un tălau ce mi-a făcut. Ah. Un pic sau un pic mai mult? Sau radical? E alegerea fiecăruia. Avem cu toții potențialuri infinite, nu știu dacă e un număr infinit de mare, dar suficient de multe încât să să fie suficient de, 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 de multe opțiuni să ne upgradăm și să ne schimbăm viața semnificativ, evident, în bine. Cum putem accesa aceste potențialuri? Iarăși vine Anișoara și ne povestește. Anișoara, ești? O să citesc eu Sunt pe repede. Sigur, aveam, după... aveam doar microfonul A. închis. Da, 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 da. Zana. Stai că citesc uh, eu pentru... pe ecran și după aceea le, le, le povestești tu, le explici tu. Deci, Bine. cum accesezi potențialurile, aduci armonie între corp, minte, emoții și suflet, adică între ce simți și ce gândești și ce faci. Trăiești din ființa întreagă ceea ce ești. Și o să-ți citești și asta că am dat-o pe repede înainte. Când ajungi acolo, adică <gângă> să trăiești din această ființă întreagă care ești, pur și simplu nu te mai gândești să faci sau cum să faci, nu-ți mai pui întrebări, dar merge, dar nu merge, dar ce zice ăla, da, ce nu știu, pur și simplu o faci. Și mai mult decât atât, lucrurile vin către tine în loc să alergi tu către ele. Și acum, Anișoara, hai că opresc ecranul și uh, îți dau cuvântul ce, vă, este o legătură directă între armonizarea corpului fizic, a minții, emoțiilor, spiritului și accesul la aceste potențialuri infinite. De ce? De ce există această legătură directă? Pentru că ne fiind armonie în interiorul ființei tale sau al ființei întregi care ex tu cu adevărat, nu poți fi pe frecvența Sursei, deci, practic, frecvența Sinelui Divin este aceea de pace de plină în minte, emoții, suflet, corp fizic. Deci, este o stare de pace din care tu poți accesa la nivel energetic, la nivel de vibrație, poți accesa. Adică, ce înseamnă asta? Înseamnă că îți vin ideile, că ești inspirat. Că chiar vezi acolo unde înainte nu vedeai mare lucru sau vedeai blocaje, ți se deschide plaja de potențial, adică vezi mult mai multe potențialuri și e nevoie chiar să alegi la un moment dat. Cum se poate asta? Se poate pentru că în planul energetic al vieții fiecărui om, noi suntem conectați cu infinitul potențial al nostru, adică. Cu scânteia divină care, într-adevăr, ne conduce către a fi creator divin. Dar deja suntem într-o zonă în care ar fi nevoie să vorbim mult mai mult și nu este scopul acum. Deci, a, fi, a avea acces la multitudinea de potențialuri înseamnă că poți influența energia prin modul cum te raportezi tu, ca și ființă întreagă, la ceea ce există în planul ăsta subtil al vieții. Practic, noi trăim în materie, dar materia, de fapt, ajunge să fie materie din planul ăsta al energiei. Potențialul este potențial de energie, deci nu este un potențial de materie. El inițial este potențial de energie care se transformă în materie pe măsură ce tu insiști, dar insiști ca și ce? Ființă coerentă, adică emoțiile, starea ta emoțională susține intențiile, gândurile, obiectivele pe care tu le ai sau povestea de viață pe care tu o alegi să o trăiești, poate fi un potențial sau o nouă afacere pe care tu dorești sau simți că e potrivită pentru tine, o susții cu toată ființa ta, cu stare emoțională, cu gânduri, cu ceea ce tu crezi despre afacerea respectivă și cu tot ce se crezi că se va întâmpla în viitor și ți atragi acel potențial în viața ta, dar ți-l atragi cu ușurință. Asta face diferența. Ce înseamnă că la trași cu ușurință? Ozana a explicat deja uh, cum apare ușurința în viața noastră prin sincronicități. Sincronicități toți trăim dar doar să gândești și să-ți apară, sau și mie mi se întâmplă frecvent lucrurile astea, dimineața mi-am pus o intenție și după amiază deja mi-a apărut în viață ceea ce eu mi-am am intenționat, deci îți apare pur și simplu pentru că acea realitate nu se mai împotmolește în tot felul de stări emoționale, talent în tot felul de frici, în tot felul de convingeri care îndepărtează mai mult potențialul decât să-l atragă, deci practic e nevoie să ajungi la această cunoaștere, să-ți faci această armonie în ființă și atunci cu toții avem acces la multitudine de potențialuri de viață, chiar dacă tu te uiți în exterior sau la televizor și vezi că viața arată destul de învolburat sau greoaie. Nu e despre asta, este despre ceea ce tu vrei de aici înainte, nu despre ceea ce ai trăit sau se trăiește acum. Și întrebarea este dacă vrei să ajungi la aceste potențialuri, dacă vrei să mergi pe un alt potențial mai bun cu care conține ceea ce îți dorești tu. Iar aici mă aștept de la voi să-mi spuneți dacă da sau dacă nu. Avem un da. Știu că durează un pic până vin comentariile. Avem multe dauri. Mai așteptăm puțin. Atenție! Un astfel de da scris e mai puternic decât un da în minte. Zici tu în gândul tău, da vreau. Și este, te duce mai aproape către a accesa un astfel de potențial care conține ce-ți dorești tu. Deci scrie-l acolo. E, e o intenție pe care o trimiți în univers și se întoarce, <laughs> dacă faci și pașii următori, evident. Da, absolut, da, super. Da, dam voie da. puțin, Ozana, să mai accentuez ceva. Cuvântul este prima formă de materializare a energiei. Deci, dacă inițial este doar în tine, în mintea ta, ți-ai dori în sufletul tău, prin cuvânt este prima formă prin care noi materializăm. Așa că este important să utilizăm. Da, deci utilizați și scrieți, da. E pentru voi și pentru ceilalți că îi stimulați și pe ceilalți să, să vadă și să interacționeze. De unde începi? V-am mai spus și mai devreme, programul cu ușurință înainte, dacă vreți să începeți cu noi și dacă vreți să înțelegeți exact pe unde sunteți, ce aveți, ce n-aveți și ce e nevoie să schimbați, să șurubăriți un pic, să înlocuiți un instrument cu altul în funcție de unde sunteți voi în călătoria voastră. Este un program în patru sesiuni uh, online, totul, prin zoom, exact ca și sesiunea asta. Găsiți toate informațiile pe website și puteți să vă și în, uh, înregistrați. Cei care vă înregistrați acum, v-am zis, prețul este de 197 de dolari. Uh, aveți o garanție, cu toții aveți garanție, veniți la prima sesiune, dacă vi se pare că nu e pentru voi, nu merită, nu vă ajută, nu, nu știu ce, după, participați la toată sesiunea, după care la final îmi trimiteți un mesaj și îmi spuneți, ozana, eu nu vreau, vreau bani înapoi. N-ai nimic de pierdut, ai încercat, ai văzut, minunat că ai încercat, că... Da, poate nu suntem ghizi potriviți pentru toată lumea, dar cei care consideră că suntem pentru voi, rămâneți până la final, evident, în program. Și aveți o ofertă specială, după cum am spus, în loc de 197 de dolari cât este costul acestui program, aveți un discount de 50%. Deci, practic, îl puteți lua acum cu 97 de dolari. 100 de dolari discount. Dacă vă gândiți, da, e mult, nu știu ce, ok, pentru unii e mult, asta e, nu suntem pentru toată lumea. Dar comparați acest preț cu costul pe care l-ați spus mai devreme. Cât vă costă să trăiți în normalitatea de până acum? Adică cea în care vă strofocați, în care pierdeți timpul că nu sunteți eficient, nu vă iese nu știu ce, nu găsiți informația. Și atunci dacă comparați lucrurile astea, o să înțelegeți cu toții că până la urmă e nesemnificativ prețul ăsta de 97 de dolari ca să vă schimbați viața, ca să accesați. De fapt, nu pot să promit că toată lumea accesează un alt potențial. Atenție! Promit că toată lumea va avea claritate și va ști exact unde este și ce are nevoie să facă pentru a ajunge acolo. Pentru că soluțiile, după cum am spus, sunt individuale. Pentru unii are sens un program, pentru alții altul, alții poate că reușesc din prima doar din acest program, în funcție de, de unde ești acum, de călătoria ta. Cunosc persoane. Care, pur și simplu, doar pentru că au primit informația și au primit declicul la nivel mental, au și uh, obținut, au și transformat, au și mers pe potențialul urm următor. Unii sunt norocoși, eu personal nu sunt acolo, eu a trebuit să muncesc mult cu mine ca să ajung unde sunt, dar norocul meu că am avut o la lângă mine și a fost rapid. Alții muncesc ani de zile, de să știu, oameni care muncesc 10, 20, 30 de ani cu ei și n-au obținut ce am obținut eu în 2 ani, efectiv, cu ghidajul Anișoarei, în 2 ani am obținut toate, toată această transformare masivă și lucrurile minunate deja au început să apară, după cum ați văzut, după 2 luni. Da, na, nu toți au norocul să, să o aibă pe Anișoara ca și ghid prin programe. Cine suntem noi, dacă încă nu ne cunoașteți? Eu sunt antreprenor de meserie și de formare. Am MBA în finanțe și sunt investment banker. Am lucrat în Venture Capital, consultanță. Din 2003 am firma mea de consultanță. Am obținut finanțări, eu cam 150 de milioane de, fina, de dolari de euro, finanțări pentru diverse proiecte. Am lansat și un startup în Silicon Valley. M-au votat în top 100 de Women in Tech în Silicon Valley. Sunt contribuitor pe la diverse uh, publicații. Sunt și mentor uh, la Base Business School, școala la care am făcut MBA, uh, și am și loc în advisory board la ei. Um, sunt singurul om femeie, un român care a fost pe scena lui Robert Kiyosaki în Westmasters Masters Tour. Am fost reprezentant Tony Robbins, am renunțat pentru că am ajuns la un alt nivel de înțelegere, de conștientizare și nu mai reprezintă niciun interes pentru mine ce se întâmplă în, în lumea de, perso de NLP și perso de dezvoltare personală, fiindcă na, când te conectezi cu divinul, pur și simplu ai informație. Um, și mă opresc aici. Um, Anișoara, Ești? Da, sunt. Aveam microfonul închis, ca de obicei. Deci, câteva cuvinte despre mine. Lucrez în domeniul Reconnective Feeling, reconectare personală de 16 ani. Am participat de 8 ani la susținerea tuturor evenimentelor naționale ce au legătură cu promovarea Reconnective Feeling în România. Sunt asistent de curs și mentor de practicieni. Uh, iar de, de curând de anul ăsta uh, sunt membru fondator bisclub uh, la noi în oraș, în Târgoviște, și aici aduc uh, informație educațională de uh, succes fără limite, potențial, accesarea potențialului fără limite prin diverse sesiuni, în afara programelor pe care le construiesc împreună cu OZANA pe platforma BBFree de patru ani. Mulțumim. Acum ne îndreptăm către final. Eu. Cum este cu puterea? A, uite că am uitat să fac să sincronizez exact la final ultimul slide. Aveți pe toate pe ecran, deci puterea este înțeleasă ca fiind cea exterioară. Așa am trăit până acum, așa ne știu cu toți, adică autoritățile, șeful, teacherul de la școală, clientul, poliția, funcționarul de la circa financiară, cine și mai cine. Sau banul, banul de putere că poți să cumperi, că poți să manevrezi, poți să schimbi atât. Sau unii consideră că Dumnezeu, unul de la biserică sau prin preot sau, mă rog, prin ceva exterior. Atâta timp cât te raportezi la putere așa, adică ceva din exterior, e ca și cum e ceva exterior ție, evident, și oricând cineva poate să îți facă rău, pentru că îi dai putere. Poate să Ia ceva de la tine, poate să uh, te îmbrăcească la mod fizic, la mod emoțional, la mod de îți dă o țeapă în business sau cu bani, etc, pentru că îi dai putere. Uh, puterea adevărată este în interiorul tău și eu călătorie un pic să ajungi acolo, dar când ajungi acolo e, e absolut minunat, pentru că pur și simplu iei decizii care au sens pentru tine și îți coordonezi viața, îți conduci viața în funcție de ce vrei tu, de cine ești tu și de cum unde vrei tu să ajungi. Doar că e responsabilitatea ta să o descoperi și ca să o descoperi, trebuie să faci niște pași. Ghidajul sinelui divin este cel care te ajută să o descoperi și să o integrezi. Iar pentru acest ghidaj, Programele Be Be Free, dacă să știi în ce program Be Be Free să intri, e nevoie să vii la uh, primul pas care este uh, înainte cu ușurință. Acestea fiind spuse, uh, putem să deschidem sesiunea de întrebări și răspunsuri și mă minunez că am reușit să ne încadrăm într-o poră jumate <laughs> cu cât pregătisem, dar chiar am mers pe repede înainte. <laughs> deci, uh, acum uh, la voi! Cum uh, sunteți, ce ați înțeles, ce n-ați înțeles, ce vreți să știți. Puteți să scrieți încet orice întrebare, orice nedumerire. Vă așteptăm cu întrebările. Eu o să vă pun și link-ul pentru cine vrea să îl ia din chat și să, se intre în programul cu ușurință înainte. Îl aveți acum încet și aștept pentru început cum devenim membri și cum plătim. Acest program cu ușurință înainte. Deci poți să mergi pe linkul pe care l-am pus pe ecran și să te înscrii din website cu cardul. Sau dacă vrei să faci transfer bancar, îmi trimiți un mail la mailul din care ai primit cu care ai primit invitația la acest webinar. Poți să dai reply, ajunge la mine și îți dau datele de transfer bancar. De unele din cele auzite știam, dar nu sunt consecvent. Ok, anișoara, cum facem ca să devenim consecvenți? Prima întrebare. Consecvența reprezintă unul din blocajele, să-i spunem, căutătorului sau al celui care dorește schimbare. Deci, lipsa de consecvență, cred că cu toții am avut-o la un moment dat pe această cale, pe acest drum al evoluției, însă vestea bună este că orice blocaj îl putem transforma utilizând Energetic Empowerment. Noi avem în toate programele noastre acest instrument de transformare prezentat, se numește Energetic Empowerment. El există și independent prezentat pe platformă, prin care transformăm orice blocaj în a nu fi consecvent, este o energie pe care ați magazinat-o de-a lungul timpului sau poate că este face parte din ființa mea, deci a nu fi consecvent și am, eu o treaptă, o lecție de învățat, am nevoie să transform. Deci noi în cadrul programelor sau participând la sesiune, puteți identifica cum anume sau dacă vă luați acest instrument de pe platformă Energetic Empowerment, puteți descifra singur cum anume să transformați, lucrați într-o sesiune de 30-40 de minute, știu, la fiecare durează diferit pentru că nu suntem toți la fel de inconsecvenți, da? deci fiecare temă are profunzime diferită la fiecare și se transformă într-o singură sesiune, așa încât apoi, doar prin intenție, tu constați că ești consecvent. Deci se schimbă energia din spatele atitudinii, din spatele comportamentului însoțită, evident, de o, o altă mentalitate, adică din moment ce ți-ai schimbat energia, ai mai multă energie în sensul dorit de tine, în minte ți apare noua, nou, noua cale pe care dorești să te înscrii. Numai că noi, de regulă, nu putem să facem schimbarea. Noi asta reu reușim prin, prin transformările pe care noi le realizăm. Da, zice, citește o carte. Cine mi-a fracat? Cine mi-a furat ca și da, da. Prin, prin ceea ce noi transformăm, transformăm nu numai din ce, ases, din, din ce doar sesizăm noi, ci și energia din spatele a ceea ce reprezintă un comportament sau o atitudine în cazul de față. Eu vreau să completez pentru cred că în o știe, dar cred că sunt alte persoane care zic păi cum eu lucrez pe o credință, trei sesiuni de terapie și tot nu reușesc să rezolv. Uh, sunt instrumente și instrumente. Cu instrumentul energetic empowerment suntem am spus deja, sunt alte instrumente, alte la nivel de suflet, sunt alte instrumente, alte rezultate. Cu energetic empowerment se rezolvă așa. Deci odată ce te-ai apucat de treabă și stai până la termin, care Durează, după cum am zis, la 30 de uh, minute sau cât e la fiecare. Uh, pur și simplu, aia e. N-ai nevoie de nimeni să-ți mai facă nimic niciodată. S-a dus lipsa de inconsecvență pentru totdeauna. E altceva, e o nouă paradigmă despre viață. Nu mai trebuie să stai să muncești și să, să te chinui să rezolvi un comportament. Îl rezolvi energetic. Uh. Hai să o luăm cu începutul și eu știu teoria, dar nu știu cum să pun în practică. Carmen vină la la programul cu ușurință înainte. <coughs> pentru că nu știi să pui în practică pentru că ceva îți lipsește. Iar la acest eveniment vei avea claritate, exact, vei putea pune punctul pe ei, ok, de asta nu pun în practică că asta îmi lipsește, asta făceam greșit, acum fac asta și poți și vei putea să faci. Um, care este diferența între suflet și spirit, că eu mereu le identificam ca la pachet, împreună. Aici am mai am spus puțin, dar reiau explicația, sufletul este la fiecare cu propria lui experiență. Deci cu tot ce a trăit în viața asta, în viața anterioare, dacă crezi în viața anterioară, dacă nu crezi, ar fi bine să iei mai multă informație în sensul ăsta, pentru că multe au sens doar așa, dacă le înțelegem așa. Deci sufletul este personal, cu toate experiențele prin care a trecut, are propria înțelepciune, mai multă, mai puțină, depinde fiecare cum, cum a experimentat și ce a luat de acolo. E cel care părăsește corpul, asta se cunoaște, are și o greutate, este deja cercetat științific, dar prin suflet noi ne conectăm cu partea de spirit. Partea de spirit este parte directă din sursă, adică după chipul și asemănarea Creatorului, avem toți cântea divină, deci este partea de spirit, este identică sau este fractalul, deci exact cum este fractalul, deci are aceleași proprietăți ca și Creatorul, ca și Sursa Divină. Prin Suflet, care este tot de origine divină, noi avem conexiune directă cu Spiritul și accesăm astfel potențialul nostru infinit de Creator. Avem acces la Divinitate direct. Cred că se înțelege. Dacă nu, nu s-a înțeles, mai întreabă-mă ceea ce n-ai înțeles. Dacă mai aveți întrebări, acum ar fi momentul. Dacă, ah, mulțumesc că am înțeles. Ah, super. Vă vă invit să, să scrieți în chat ideea cea mai importantă pe care ați primit-o, ați reținut-o din această sesiune. Programul cu ușurință Înainte ne ajută să fim în acord cu legile divine, putem accesa puterea din interiorul nostru. Putem accesa puterea din interiorul nostru și putem să ajungem să fim în, în acord cu legile divine. Pentru unii, e posibil ca acest program să fie suficient, pentru alții, e posibil să mai fie nevoie de altceva. Dar nu pot să-ți răspund și nu vreau să-ți-l vând, să-ți-l bag pe gât, cum am învățat în acum nu știu câți ani să zic, păi, și aia, și aia, și aia, îți rezolvă toate. Nu ți rezolvă toate acest program, dar nu știu ce nu-ți lipsește, ce -ți lipsește și nici tu nu știi ce-ți lipsește. Programul ăsta îți aduce claritate să înțelegi unde ești și ce bucățele mai ai nevoie, pe care după aceea le poți lua de la noi sau de la alții, bucățele respective, ca să ajungi în acord cu legile divine, să ajungi conectat la sinele tău superior divin, la toate cele. Puterea este în tine, într-adevăr, doar că trebuie să o conștientizezi și să ajungi la ea. Și iarăși este o, o călătorie acolo. Pentru că dacă ai bucățele, elementele, după cum am spus, corp, minte, suflet, emoții și spirit, dacă există dizarmonie între ele sau la un anumit nivel, la o bucățică, există dizarmonie, atunci nu ești în armonie. Și asta înseamnă că nu poți să obții această putere și nu poți să obții ce are sens pentru tine până când nu repare acea dizarmonie. Și asta o poți repara în programele noastre. Dar nu știi de unde să începi pentru că n-ai claritate, că nu știi unde ești. Știi doar ce știi, nu știi ce nu știi. În programul cu ușurință înainte, înțelegi ce nu știi și ce nu ai, ce îți lipsește și după aceea poți să te duci exact punct ochit, punct lovit la ce -ți trebuie ție? Ca să nu mai cumperi toate programele, că noi avem 50 de programele, poți lua pe toate, dar <gânt> cred că vrea, fiecare vrea cât mai repede și cât mai repede poți să însemne, după programul cu ușurință înainte, poate să însemne un program, poți să însemne două, poți să însemne cinci. E diferit. Asta am zis. Nu mai există soluții general valabile la toată lumea. În acest program se lucrează cu Energetic Empowerment? Nu. Este un program de început, de conștientizare, de claritate, este mai mult la nivel mental ca pas prim, ca, ca început către călătoria, către ființa întreagă ce ești. După care se lucrează la nivel energetic cu oricare din celelalte programe. Um, ok, a... Ah. Ce ați înțeles deja? Mișto, puterea este în mine, legile divine ne guvernează viața. Um, ok, o să am mai multă încredere în vibrațiile pe care le simt, cred în alegerea transmisă și uh, prin vibrațiile și energia pe care o primesc. Super! Uh, când suntem în armonie, trăim viața cu ușurință și grație. Super! Ideea de aliniere a ființei întregi. Mersi. Alte comentarii? Ce ați înțeles, cu ce plecați, cu ce v-a ajutat această sesiune? Ce -a, ce a însemnat pentru voi această sesiune? Ați primit pentru ce ați vrut să primiți? Sau dacă nu? ce ați vrut și ce ați primit? Unde e diferența, discrepanța? Puterea este noi și să nu acedăm. Da, bravo! Ești doar la o alegere depărtare de puterea ta. Doar trebuie să zici, da, vreau. Da, din tot sufletul tău, din toată ființa ta întreagă zici, da, vreau. Nu doar, ar fi frumos o da, da, nu meri, da, nu pot, da, nu, la, 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 toate bălăriile alealte. Accept fără frică schimbarea. Bravo! Sesiunea m-a determinat de a lua o decizie, de a merge mai departe și de a face pașii necesari. Bravo, Mirela! Minunat! Te așteptăm cu noi dacă vrei cu noi, dacă vrei cu alții, cu alții. Noi știm unde suntem și ce oferim și sperăm ca toți să veniți cu noi. Dacă nu vreți, nu vreți. Fiecare alege mentorul, Așa cum și noi ne alegem pe cei pe care îi mentorăm Au fost foarte multe persoane care au vrut să intre la acest webinar și n-au reușit Au scris pe grupuri că nu reușesc, nu reușesc Pentru că a fost 100 de capacitate de 100 și au fost 100 participanți Și cei care au intrat peste nu au mai văzut Deci cumva nu toată lumea era pregătită să fie aici Dar voi sunteți, inclusiv sunteți până la sfârșit, deci clar... Merită și are sens pentru voi să faceți pasul următor, să aveți claritatea asta de unde sunteți și ce mai aveți. Eu am întrebat, da, o să trimitem înregistratea, da, cu voi, super, te așteptăm, Mirela. Să mai spui o dată care sunt cele cinci elemente. Dacă, dacă încă nu ți-e clar, îți sugerez să te mai uiți încă o dată la toată înregistrarea sesiunii ți le zic acum, dar ai nevoie de toate explicațiile, deci corp, minte, care minte e conștientă și subconștientă emoții, suflet și spirit elementele noi în ecuație sunt sufletul și spiritul cu care acum învățăm să ne împrietenim și pe care le armonizăm și pe ele cu celelalte, că sunt mulți sunt multe tehnici și oameni care știu să armonizeze cele trei, emoțiile, corpul și mintea, dar sufletul și spiritul nu prea, sau eu cel puțin nu știu pe nimeni în afară de Anișoara și, mă rog, și eu cu ce am învățat de Mi-a plăcut foarte mult sesiunea, vă mulțumesc și noi mulțumim că ești cu noi. Mulțumim, Ozana, Anișoara, pe fiecare sesiune cu voi îmi dau un reset. <laughs> Îmi dau seama de cât de mult am crescut în ultimii ani, și totuși mi se pare că de fiecare dată încă nu știu suficient. Încă nu fac destul vis-a-vis -vis de binele meu. Deci, da, vin și voi participa la sesiunea ta timp cât încă simt că mai acumulez, că mai am loc să învăț. Vino, te așteptăm, Ruxandra! Aici nu avem viață socială. Iarăși și alegerea ta de, de, viață. Tu ești în Germania, nu? Tu, tu erai în Germania, da. Tu ai ales să fii în Germania, tu ai ales să fii în, în localitatea respectivă și tot tu poți să alegi să mergi la un curs de dans, de not, de ceva, unde poți să te socializezi. Dar n-ai viața socială în tine, că e un conflict în tine și o dezarmonie între elementele pe care le-am Spus mai devreme. Și de asta nu poți să ai viață socială. Nu pentru că este locația. Am văzut atât de mulți români care au plecat din România prin diverse țări, că acolo câștigăm, facem drag, construim și s-au întors fix la fel în România sau le e și mai rău pe unde sunt. Au plecat cu datorii din România sau ca să scape de datorii, au acumulat datorii și în țara respectivă, etică. Pentru că n-au schimbat în ei. Nu-i despre a schimba locul, ci este despre a schimba în tine ca să se rezolve în locul în care ești. Focus pe mine, nu pe problemă. Super! A fost super sesiunea. Mersi, Aurora! Cu ce ai rămas? Cu ce te-a ajutat? Care a fost aha -ul tău? Cu ce pleci de aici? Mulțumesc cu iubire și recunoștință. Seară minunată! Mersi, Camelia și ție! Este prima oară când facem această sesiune și de aceea vă, vă întreb: ca să știu ce a ajuns la voi. Anișoara și cu mine ne-am dorit să mai faceți încă un pas și un pas esențial în progresul vostru, în evoluția voastră, să aveți complet această înțelegere cu elementele și să știți că. De la armonizarea lor se armonizează și viața, indiferent că ești în conflict, în război, între bombe și nu știu ce, dacă e armonie în tine, e armonie și în jurul tău. O să vă dau un exemplu. Prima oară în viața mea am trăit, cred, um, potențial diferit, nu, nu știu dacă e potențial, realitate diferită. Am fost acum vreo două săptămâni cu ras prietenul meu la un eveniment un grup de oameni se întâlnea și am zis, vreau viață socială, mă duc să mă întâlnesc cu oamenii respectivi. Și ei au început întâlnirea la ora șapte. Noi am ajuns la 8 jumate, dar era o întâlnire care se prelungea cu dans, cu, mă rog, cu socială. Am ajuns la 8 jumate în locația respectivă, ne-am uitat peste tot, nu era mare locul, ne-am uitat peste tot, n-am găsit pe nimeni, am întrebat la intrare, da, au avut rezervare de la ora 6.30 la 8.30, masa asta, ne-am dus la masa aia, am întrebat, nu aveau nicio treabă cu grupul respectiv. M-am întrebat încă o dată la intrare, apoi nu că au plecat, bun. Și mă rog, am stat eu curat și ne-am văzut de ale noastre o seară, noi doi, în Central London. Și după aceea i-am trimis mesajul organizatorului și am spus, îmi pare rău că nu v-am prins, am ajuns la 8 jumate și nu era deja plecaseți. Zice, cum am plecat? Că nu eram acolo, am stat până la... Eu am, eu am plecat la 10 jumate să prin trenul, dar oamenii au stat și au dansat până la 11. Și uite, poze și toate alea. Și n-a avut niciun sens pentru mine inițial ce au spus ei. După care mi-am dat seama că am fost, cred că asta s-a întâmplat, am fost amândoi și ei și eu curas în același loc dar în realități diferite. Și nu ne-am ne văzut unii pe alții. Nu ne deși era același joc, nu ne-am suprapus. Nu, nu, eu nu-i-am văzut pe ei, ei nu m-au văzut pe mine. Mă rog, ei cred că nici nu mă știau pe mine, dar dacă eu i-aș eu fi recunoscut grupul, adică aș fi putut să zic, da, ăsta e grupul, dar nu era acolo, pentru că eram în alte realități. Nu știu dacă Anișoara e de acord cu explicația mea sau nu, dar cred că s-au separat drumurile. Avem comentarii. Uh, a, plec cu multă încredere, cu mai multă putere și încredere în mine. Super! Uh, vă îmbrățișați cu sufletul, este o urare pe care o spun mereu cu drag, dar aici chiar se potrivește. <laughs> uh, dacă ai probleme, le cari cu tine peste tot, până nu le rezolvi din tine. Nu se rezolvă nici în afară. Corect, așa este. Oh, Adriana, eu te știu pe tine! Cu ce altceva mai plecați? Alte întrebări? E și 57, cred că în două minute închidem. Dacă nu mai aveți nimic de spus. Ultima întrebare și foarte simplu răspunsul. Pe o scară de la 1 la 10, 10 fiind maxim, a meritat maxim, cât de mult a meritat timpul vostru aici? 1 n-a meritat deloc, dar asta e clar că dacă încă mai sunteți, a meritat ceva. 10 fiind, a meritat maxim. Dați-mi o notă între 1 și 10. 10, 10, 10, mulțumim! Mulțumim! <laughs> a, a făcut sens tot ce ați spus. Da, vă mulțumesc încă o dată pentru informațiile primite. Dansez bine, mai, <laughs> mai e nevoie de restul. <laughs> 10, fiecare minut. Super! Mulțumim! Dacă vi s-a părut interesant, o să vă trimit oricum și înregistrarea. O să mai facem, pentru că sunt mulți din grup, din comunitatea noastră, care n-au reușit să intre acum, deci o să mai ținem încă o sesiune live, probabil la un moment dat. Puteți să le dați linkul să se înregistreze, prieteni, cunoșcuți, dacă vreți să împărtășiți cu alții ori înregistrarea, ori linkul să vină la următoarea sesiune. Vă plac mai mult deoarece simt că sunteți bune și sincere. <laughs> Mersi! Doar cu sinceritate se poate merge înainte de acum încolo, ca să fie bine și să progresezi și să faci misiunea și toate cele, că altfel până acum m-am minciună a fost. Cât costă cursul? Am zis, deci este 197 de dolari, iar acum, fiind lansare, este 97. Și poți să-l plătești și în rată, dacă vrei, poți să-l plătești cu transfer bancar, ai linkul mai sus, poți să mergi pe Biubifree și îl găsești acolo la cursuri, sau îmi trimiți mesaj și îți dau toate informațiile vreau transfer bancar. trimitem te rog mesaj, dă reply la mailul cu care ai primit invitația pentru acest uh, program în seara asta și uh, spunem, și îți trimit contul. <coughs> Mailurile, dacă dați reply, toate ajung la mine. Sau dacă vi se pare că nu are sens pentru voi programul ăsta și vreți altceva, vreți să săriți etapa asta și vreți la altul, sau vreți o sesiune privată cu mine, cu Anișoara, vreți altceva, trimiteți-le mesaje. Sau vă reține ceva, trimiteți-ne mesaje. Și vă răspund, vă promit că vă răspund la toți. După o luni, două luni de vacanță sunt acum la treabă. Așa că mă, mă ocup de toate. Uh. Anișoara, un mesaj de încheiere? Văd că de la ei nu mai avem uh, niciun comentariu și încă mai sunt cu noi. Încă mai așteaptă Me ceva. Mesajul, <laughs> mesajul de încheiere al meu către toți care, cu care împărtășim acest spațiu acum împreună, aceste minute, este acela de a vă străluci lumina sufletului așa încât să vă accesați viața dorită. Iar de la mine este același be you, be free. Fi tu însuți ca să fii cu adevărat liber. Și ca să fii tu însuți, ești ființa completă, întreagă, adică tot ce am discutat astăzi. Vă pup! La revedere și vă aștept Seară să frumoasă. ne vedem săptămâna viitoare la uh, înainte cu ușurință cine consideră să meargă înainte cu noi. Seară frumoasă! La revedere!